Și în acest an, la praznicul botezului Domnului, preasfințitul părinte episcop Lucian a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Caransebeș. În cadrul Sfintei Liturghii, potrivit rânduielii bisericești, a fost oficiată Sfințirea cea Mare a Apei. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra noastră și îl rugăm să binecuvinteze cununa anului care a început, să binecuvinteze bisericile, parohiile, mănăstirile noastre, să-i binecuvinteze pe toți credincioșii, casele și familiile lor, pentru că astăzi firea apelor se sfințește și astăzi toți credincioșii ortodoxi trebuie să se bucure pentru că Domnul și Mântuitorul nostru s-a smerit din nou pentru a noastră mântuire, pogorându-se în repejunile Iordanului și primind botezul pocăinței de la rob, de la Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan. Și-a asumat Mântuitorul păcatele tuturor și le-a curățit în repejunile Iordanului. De aceea trebuie să-i mulțumim lui, celui care n-a avut păcate, pentru că s-a făcut om asemenea nouă afară de păcat, dar totuși păcatele noastre le-a curățit și le-a purificat în repejunile Iordanului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest praznic și pentru că ne-am vrenicit să slujim din nou în catedrala noastră episcopală, alături de preoții și credincioșii noștri. Ne-am bucurat că foarte mulți credincioși au dorit să ducă la casele lor această apă sfințită, numită aghiazma cea mare, care să fie spre binecuvântarea caselor și spre folosul nostru duhovnicesc al tuturora. La slujbă au participat sute de credincioși, printre care mulți copii și tineri. Ce folos ne aduce ziua de bobotează? Ne luminează sufletele, viața, ne ajută să ne rugăm pentru cei dragi nouă, pentru sănătatea noastră. Cu multă evlavie și cu gânduri bune despre cei din jur și despre Dumnezeu. Ne aduce sănătate, voie bună, să fim mai buni, să ne iubim unii pe alții. Este zi de sărbătoare, ați venit astăzi la Sfânta Biserică. Da, am venit cu familia pentru ajutorul Dumnezeu, pentru o viață mai bună, să luăm și apă sfințită. Anul acesta au fost pregătite aproximativ 2500 de sticle cu aghiazmă mare, care a fost sfințită ieri în ajunul bobotezei.